Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, prin mila Domnului, suntem la învățătura biblică despre nașterea din nou. Motiv pentru care citim Cuvântul Domnului în legătură cu acest subiect din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la 13. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Așezați-vă în prezența Domnului și Dumnezeu să vă dea fiecăruia dintre dumneavoastră disponibilitatea necesară ca să vă concentrați la cuvântul Domnului cu interes, să-L înțelegeți și să vă producă bucurie aducându-vă descoperire dumnezeiască. Încă o dată vă salutăm pe toți și salutăm și pe frații noștri de pretutindeni care sunt online cu noi în această seară, fiind alături de noi chiar dacă nu sunt cu noi, fiind alături de noi în Duhul. În seara aceasta suntem la învățătura despre nașterea din nou. Am trecut prin Harul Domnului în joile care au trecut în seriile de joi din trecut, prin câteva dintre învățăturile Bibliei, în intenția de a cunoaște cuvântul Domnului, unii dintre noi aducându-ne aminte de el, alții învățându-l. Expresia naștere din nou, în multe alte traduceri, este numită naștere de sus. Cuvântul anoten înseamnă în același timp și din nou și de sus. În Galatenii, capitolul 6, versetul 15, Pavel scrie că în Hristos nu e tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, ci sunt doar o făptură nouă, o făptură de sus. O făptură nouă sau o creație nouă, o naștere spirituală. Nașterea din nou sau regenerarea este lucrarea Harului Divin, prin care Dumnezeu așează în credinciosul ce se pocăiește față de păcat și crede în Iisus o natură nouă, o natură divină, care moștenește viața veșnică și de asemenea așează o puternică înclinație înspre sfințenie, înspre neprihănire. Nașterea din nou este singura posibilitate să înlăturăm moartea veșnică în iad ca o consecință a căderii și trăirii în păcat. Și este singura soluție să regenerăm natura umană care este depravată, este pervertită de păcat. Nașterea din nou este lucrarea de înnoire lăuntrică
făcută de Dumnezeu în viața omului care îl primește pe Iisus Hristos în calitate de mântuitor și de domn al vieții sale. Așa cum nașterea fizică presupune să ieși dintr-o lume, din pântecele mamei, și să intri la un moment dat într-o altă lume, în lumea terestră, tot la fel nașterea din nou presupune să ieși dintr-o lume spirituală, lumea diavolului, și la un moment dat să intri în lumea lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o parte a procesului de mântuire, dar nașterea din nou nu este un proces. Și vreau să subliniez faptul că profeții Vechiului Testament au vestit despre nașterea din nou. De pildă, Ezechiel scrie în capitolul 11, versetele 19 și 20: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Iată dar, în concluzie, ce se întâmplă dacă inima se schimbă. Dumnezeu va fi Dumnezeul acelui popor și poporul acela va fi poporul Domnului. De asemenea, același scriitor, în capitolul 36, 25 de capitole mai târziu, scrie: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi pune să urmați poruncile mele. Iată dar o altă consecință: să păziți și să împliniți poruncile mele. Aș vrea să ne oprim un pic asupra unei părți a acestui studiu biblic, care este poate cea mai importantă parte a subiectului acesta. Este o parte de fundație, de bază, pe care se clădește restul înțelegerii învățăturii despre nașterea din nou. O întrebare, de fapt două întrebări pe care le comprim într-una, definește baza acestei învățături, și anume: ce este nașterea din nou și de ce este nevoie de nașterea din nou? Biblia explică faptul că omul are trei părți componente. Citim cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Iată dar că omul are trei părți și de obicei umaniștii încep cu trup, suflet și Duh, dar Scriptura spune Duh, suflet și trup. Duhul este partea spirituală a omului. Este conștiința și intuiția, printre altele. Este omul ascuns al inimii, așa cum spune Petru în prima scrisoare, capitolul 3, versetul 4. Sufletul presupune intelectul, voința și sentimentele, timp în care, limpede de înțeles, trupul înseamnă carne, oase, sânge și așa mai departe. Pentru că Duhul este invizibil. Duhul, spiritul însemnând același lucru, este invizibil deoarece nu-i materie. Oamenii nemântuiți tind să nege existența Duhului, accentuând ceea ce se vede, partea fizică. Biblia spune foarte clar că oamenii sunt ființe spirituale, dovadă fiind faptul că materia rămâne inertă în momentul morții, timp în care Duhul părăsește trupul. Aduceți-vă aminte de Evrei, capitolul 9, versetul 27. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nașterea din nou este o lucrare spirituală pe care o face Duhul lui Dumnezeu în interiorul omului. Omul trebuie să se nască din nou din punct de vedere spiritual, pentru că este mort din punct de vedere spiritual. Încă o dată, această afirmație stă la baza răspunsului, un răspuns care vine la întrebarea de ce să ne naștem din nou. Uitați de ce trebuie să ne naștem din nou. Omul este mort spiritual, este mort în păcat. Și pentru că omul este mort spiritual, ca să nu meargă în iad,
Omul trebuie să se nască spiritual, să se nască din nou. Biblia prezintă dialogul Domnului Iisus Hristos cu un lider religios, textul biblic pe care tocmai l-am citit, care nu înțelegea afirmația Domnului Iisus Hristos despre nașterea din nou. Domnul îi spusese: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acest lider evreu, de altfel un om învățat, care avea calitatea de învățător în națiunea lui, mirat întreabă: cum se poate naște un om bătrân? El s-a gândit la o naștere fizică. Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei lui și să iasă din nou pentru ca să fie a doua oară ieșit? Iisus îi răspunde: de data aceasta puțin mai lămurit. Trebuie să se nască din apă și din duh, nu din maică sa. Nu naștere fizică, și o naștere din apă și din duh. Nicodim a crezut că Domnul vorbea despre o naștere fizică, de aceea el s-a dus cu gândul la momentul nașterii lui și mirându-se: trebuie să mai intru o dată în pântece la mama și să ies din nou, ce vrea să spună Iisus? Mântuitorul însă i-a explicat foarte limpede că e vorba despre o naștere din nou care nu are legătură cu schimbarea trupului. Motivul pentru care avem nevoie de o naștere spirituală este acela că Duhul, Spiritul omului, este infectat de păcat și omul este mort spiritual. Aduceți-vă aminte că în Eden Dumnezeu îl avertizează pe Adam și prin el pe soția lui Eva să nu mănânce din pomul oprit, din fructul pomului oprit, deoarece consecința, dacă îndrăznește să facă acest păcat, va fi moartea. Domnul atunci însă n-a precizat dacă e vorba de moarte fizică, moarte spirituală sau moarte veșnică, cele trei morți de care vorbește Biblia. Dar după ce Adam mănâncă din pom, observăm că el nu moare fizic, el mai trăiește încă foarte mult timp. Însă, pentru că a murit spiritual, Dumnezeu l-a eliminat din prezența sa, l-a deportat din grădina Edenului undeva afară, scoțându-l de sub binecuvântare. Pavel explică moartea spirituală ca fiind despărțirea omului de Dumnezeu, un om care trăiește în păcat și care este rob al păcatului. Asta înseamnă moarte spirituală, să trăiești în păcat, sub pedeapsa păcatului, dominat de puterea păcatului, în prezența păcatului, să nu poți scăpa de păcat deoarece ești obsedat de păcat, stăpânit de păcat, robit de păcat. Și Pavel spune în cuvintele lui ideea aceasta în Efeseni capitolul 2, versetele 1 la 3. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Iată dar definiția morții spirituale. În care trăiați, nu era vorba de un accident, era un mod de viață, voi trăiați în modul acesta. După mersul lumii, după domnul puterii văzduhului, adică după diavolul, a Duhului care lucrează în fii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Pavel aici nu se referă la moartea fizică, spune trăiam în păcat, nu muream în păcat, se referă la moartea spirituală. Moartea spirituală se manifestă într-un om care trăiește fizic. Deci Pavel se referă la moartea spirituală, deoarece el scrie unor oameni care erau vii fizic, dar erau morți spirituali, deoarece trăiau în păcatele și în greșelile lor. După căderea în păcat, omul a devenit egoist și corupt, aflat în imposibilitatea de a se opri de la repetarea păcatului și de a se împotrivi pornirilor păcătoase din firea pământească. Firea pământească devine stăpânul omului, îl conduce și îl orientează în viață numai înspre păcat, imitându-l pe diavolul și asociindu-se cu interesele acestuia, despărțindu-se de Dumnezeu și batjocorindu-l prin necredință și neascultare pe Dumnezeu Creatorul său. Un om mort spiritual nu are nevoie să fie decorat, ci să fie înviat. Nu are nevoie de o schimbare a felului în care arată, ci are nevoie de o schimbare a felului în care este.
Hristos se adresează oamenilor religioși din vremea sa, reproșându-le păcatul și ipocrizia, atunci când le spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului, dar în interior este plin de răpire și necumpătare. Fariseu orb, curăță mai întâi interiorul paharului, pentru că partea de afară va fi de la sine curată. Nu te orienta asupra părții de afară, pentru că partea de afară este expresia interiorului. Nu poate fi interiorul curat și afară murdar, însă poate fi interiorul murdar și în afară să pară curat. Matei 23, versetele de la 25 la 28. Omul natural, omul care trăiește în păcat, care este mort din punct de vedere spiritual, este în primul rând păcătos. Față de Dumnezeu, el are statutul de om păcătos. Așa cum fiecare dintre noi avem un statut profesional, un statut intelectual, un statut social, familial, de pildă, suntem sau nu căsătoriți, peste tot bifăm cu un X dacă suntem căsătoriți sau necăsătoriți. Acesta este un statut. Ei, din punct de vedere spiritual, omul are un statut, mântuit sau nemântuit. Omul este păcătos din fire, deoarece este mort în păcat. Roman 3:23. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu permite niciunui om păcătos să stea în prezența sa. Atenție, frați și surori. 2. Omul păcătos este mort spiritual. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Repet afirmația făcută mai devreme din Efeseni capitolul 2. Însă, fiți atenți acum. Este identificat cu răul la modul general. Copii ai mâniei, fii ai neascultării, fii acestui veac. Asta înseamnă că aparțin diavolului. Priviți 1 Ioan 3:10. Sunteți fii diavolului. O persoană are nevoie să fie născută din nou pentru a ieși de sub blestem, pentru a învia din moartea spirituală la care iese, pentru a fi reabilitat, readus la viață împreună cu Hristos. El fizic trăiește oricum până moare fizic, dar e mort spiritual, și cine este mort spiritual și moare fizic fiind mort spiritual, merge în moarte veșnică. Toate cele trei morți vin deodată. Nașterea din nou înseamnă înlocuirea supranaturală făcută de Dumnezeu a morții spirituale cu viața spirituală. Pavel spunea oamenilor din generația sa să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă schimbați, să vă înnoiți prin schimbarea minții. Iată dar ce înseamnă nașterea din nou. Cel mai important aspect al nașterii din nou înseamnă schimbarea cugetului, schimbarea conștiinței, schimbarea duhului cu d mic, duhului omenesc, schimbarea spiritului uman. Dacă nu se schimbă duhul omului, nu poate să intre în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Imaginați-vă un punct, imaginați-vă un cerc care îl înconjoară și încă un cerc. Acestea se numesc cercuri concentrice. Primul cerc, cel mai mare, imaginați-vă că e trupul omului, învelișul. Cercul din interior este sufletul omului, sentimente, intelectul, rațiunea și voința, și punctul din centru este duhul omului. Și acum, mult deasupra acestor cercuri concentrice, imaginați-vă două puncte mari, unul reprezentându-l pe diavolul și unul reprezentându-l pe Dumnezeu. Aceste două entități, diavolul și Dumnezeu, vor să intre în relație cu omul. Ascultați-mă acum cu băgare de seamă. Întotdeauna diavolul va intra în relație cu omul în cercul din interior, la nivelul sufletului, pentru că duhul e mort. Tot timpul diavolul va interacționa, va relaționa, va avea relație cu sufletul omului, cu sentimentele, cu intelectul și cu voința. Pe astea le subjugă. Prin aceste trei funcții diavolul conduce omul din păcat în păcat. Când omul se pocăiește, se trezește la viață punctul din centru, duhul omului. Și atunci Dumnezeu nu are relație cu omul prin sentimente,
Degeaba se emoționează oamenii, sentimentele sunt bune, dar ele nu reprezintă sistemul de judecată cu care interacționează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în relație cu Duhul omului, de aceea Duhul omului trebuie să fie trezit din moarte la viață. Asta se numește naștere din nou. Când Duhul omului cu D mic este trecut din starea de mor spiritual în starea de viu spiritual prin pocăință față de păcat și prin credință față de Iisus Hristos, atunci Duhul omului devine viu și fiind viu își intră în atribuții, are funcții și funcția e să aibă relație cu Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu Duhul Sfânt are relație cu Duhul omului, diavolul are relație cu sufletul omului. El îi păcălește pe oameni prin emoțiile lor. Aduceți-vă aminte la Eva, s-a uitat, i-a plăcut, a place este o emoție. Acan a văzut mantaua și bogăția, le-a văzut, i-a plăcut și le-a luat. A plăcea este o emoție. Și putem să descriem multe personaje de pe paginile Scripturilor care au fost ispitite prin poftă. Pofta este o emoție, este un instinct. Aceasta este o întreagă filozofie. Sigur că cuvântul filozofie poate fi spus și aceasta este o întreagă învățătură, o învățătură adâncă, o învățătură complexă. Ea nu poate fi înțeleasă decât direct proporțional cu maturitatea personală, pentru că degeaba înțelegerea intelectuală o ia înaintea trăirii practice, pentru că este ieftină. Adevărata cunoștință este una care vine din viața practică, nu una care vine din spusele altuia. Dacă spusele altuia care aduc informație nu conduc la maturitate din punct de vedere practic, mâine le uiți, pentru că omul nu ține minte decât ce face. După ce o persoană este născută din nou, observă ușor că dintr-o dată în interiorul lui se manifestă două naturi. Până atunci era una. Nu știa decât una singură, să-i placă păcatul. Atâta știa. Născându-se din nou, se trezește cu o a doua natură alături de prima, natură care are dorințe noi și diferite de prima, perspective noi și diferite de prima. Și dintr-o dată, omul pentru prima oară în viața lui fizică se trezește în el cu două dorințe diferite și potrivnice, cu două naturi diferite și potrivnice și cu două perspective diferite și potrivnice. Aceste două naturi vor rămâne din momentul nașterii din nou până la ultima clipă de viață în conflict, într-un conflict permanent și etern. Asta spune Pavel în Galateni atunci când vorbește de natura veche fiind firea pământească și natura nouă fiind partea spirituală, duhovnicească. Și spune el, exact acesta e motoul lunii noiembrie în biserica noastră, firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice, așa că nu se înțeleg. Iată dar, lupta între cele două naturi există doar în omul credincios. Pentru că conștiința acum răspunde sentimentelor. Sentimentele în continuare vor să păcătuiască după obiceiul lor. Și conștiința care vine ca un pasnic ce stă la ușa fabricii spune: hei, 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 stop, ajunge că în trecut ai furat, acum stop. Ajunge că în trecut a trăit în tot felul de destrăbălări, acum stop. Iată, dar natura nouă se luptă cu prima. Care învinge? Cea care e hrănită mai mult. Dacă nu vii la rugăciune, n-ai cum să învingi prima natură. Că mănânci mult, dormi bine, ești plin de energie și energia aceasta se descătușează prin păcat. Ce mai rămâne după ce se cheltuiește prin muncă? De aceea în tinerețe omul e mai predispus să păcătuiască decât la bătrânețe când nu mai are vlagă. Măcar că și atunci tot păcătos e și tot în păcat trăiește. Dar intensitatea păcatului se manifestă direct proporțional cu energia. De aceea postul e o înfrânare eficientă. Nașterea din nou face funcția conștiinței să treacă de la nivel potențial la nivel activ. Devenind activă, ea intră în conflict cu firea. Amândouă sunt aici. Firea devine răstignită, bătută în cuie, dar și de acolo face prostii.
Dacă o hrănești, îți mulge din cuie și pentru o zi, un an, o viață, îți creează probleme. Pune piciorul pe omul duhovnicesc și îl robește. Dacă hrănești omul duhovnicesc, omul duhovnicesc se face mare, se face tare, se face puternic, pune piciorul pe grumazul firii pământești și o robește, o ține la pământ. Și când vrea să facă prostii, dă peste gură. Aceasta e toată povestea. Păi dacă te duci în locuri unde se cântă la-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 la și ești ademenit, dacă te duci în locuri unde vezi prostii, dacă te duci în locuri unde auzi prostii, dacă te duci cu oameni care îți bagă în cap prostii, întreabă-te cum să fii tu un om duhovnicesc. Tu ești un om firesc care vii în adunare. Și prin faptul că vii în adunare, tu crezi că vei merge și în cer. Păi din adunare nu te dă afară nimeni, că e loc public. Dar în cer nimic spurcat, întinat și păcătos nu va intra, că la ușă stă Hristos, Domnul. Și după cuvântul pe care îl asculți, și dumneata și eu vom fi evaluați și ni se va spune du-te sau vino. Dar nu în funcție de venirea la biserică, ci în funcție de realitatea învierii la viața spirituală. Dacă conștiința mea e vie, nu mă împinge la rugăciune? Dacă conștiința mea e vie, nu mă împinge la post? Dacă conștiința mea e vie, nu mă predispune la omenie, la iertare, la iubire, la repararea anumitor greșeli? Nu! Înțeleg că am făcut-o ieri, dar și azi? Și mâine? Una este să faci un păcat, alta este să trăiești în păcat. Niciun om de sub soare n-a trecut prin viață fără să facă păcat, dar oamenii lui Dumnezeu, deși au făcut păcat, n-au trăit în păcat. Spun două gânduri scurte și închei. Invit corul să se pregătească să cânte și apoi pe robul Domnului să predice Evanghelia. O să-i spunem bun venit puțin mai târziu, să nu întrerupem firul studiului biblic. Aceste două naturi, cea veche, firea pământească, și cea nouă, firea duhovnicească sau starea duhovnicească, ele rămân permanent în conflict, deoarece sunt diferite, deoarece au destinații diferite, au origini diferite, au perspective diferite. Ceea ce face natura veche se numește faptele firii. Ascultați-mă! Și faptele firii pământești sunt, observați că sunt la plural, roada Duhului e la singular, e o roadă. Cine are dragoste trebuie să aibă și pace, că e una singură, e la pachet. Faptele firii pământești, însă, nu trebuie să le faci pe toate. Înseamnă că le poți face separat. Roada nu o poți face separat. Ori faci toate 9 încrengăturile, ori niciuna, că e la pachet. Nu se vinde detailat, adică câte una. Se vinde la pachet. Faptele firii sunt câte una. Nu trebuie să le faci pe toate. Adică, spune Scriptura, și faptele firii pământești sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mă veți întreba, un om, ca să își piardă mântuirea, trebuie să le facă pe toate? Răspunsul este nu. Dar ce trebuie să facă un om să își piardă mântuirea? Să facă un singur păcat de fiecare dată, în fiecare zi. Dacă ți se întâmplă să aluneci odată și te pocăiești și nu-l mai faci, să nu disperi, că nu ți-ai pierdut mântuirea. Dar dacă trăiești în păcatul acela în fiecare zi și nu te poți rupe de el, păcatul acela e domnul tău și te domină, în fiecare zi îl repeți, ascultă-mă, în clipa aceea, puțin câte puțin mori spiritual, pentru că e un păcat, același păcat, care te domină, care te controlează, care îți conduce viața și care te ține departe de Dumnezeu. Ceea ce face noua natură se numește roada Duhului. Și roada Duhului, dimpotrivă, este cele 9 încrengături pe care bine le știm. Poate o persoană născută din nou să trăiască în păcat și totuși să fie mântuită? Poate o persoană nemântuită să facă roada Duhului? La aceste întrebări, prin mila și harul Domnului, vom răspunde peste 2 săptămâni, într-o seară de joi. Acum, rămânem în prezența Domnului, într-o stare de cercetare, de bucurie, deoarece suntem aici cu Domnul și suntem cu frații.
pe lângă cei pe care i-am prezentat și i-am salutat, îl prezentăm și îl salutăm și pe robul Domnului, fratele nostru, pastorul Dinu Sabău, care slujește în biserica din Middlebelt, din Detroit. Frate Dinu, fii binevenit la noi. Corul va cânta, te invităm să vii alături de noi și să citești cuvântul Domnului, din care mai apoi, sub ungerea Domnului, să predici. Domnul să te binecuvinteze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.